27 martie 1918, ziua în care am avut curajul să fim ceea ce am fost mereu și ce am vrut mereu să rămânem, români. Unirea Basarabiei cu România în urmă cu 106 ani reprezintă un unicat, primul fapt de mare semnificație istorică și identitară a românilor basarabeni, primul semnal al strălucitelor evenimente care au făurit România mare. Unirea de la 27 martie este lumina sfântă din corola de minuni a lumii românești. Românii și românitatea au dovedit trăinicia iubirilor de neam. Să nu uităm niciodată să cultivăm și să apărăm această floare rară, scria Victor Voicu, vicepreședintele Academiei Române. Calea spre reunire a devenit mai dificilă pentru noile generații din cauza propagandei ruse, din cauza dezinformării și a nepăsării noastre. Așa se face că mai multe circumstanțe, factori externi, dar și indiferența ne îndepărtează de idealul unirii. Conform ultimelor sondaje, totuși se observă o tendință crescătoare în rândul celor care vor să trăiască mai bine, care vor să trăiască în libertate, care vor să trăiască în România mare. Generațiile anterioare au avut voință și au luptat pentru identitatea națională, pentru limba română. Vă îndemn și pe voi să contribuim împreună pentru a ajunge acolo unde ne-a fost predestinat din totdeauna.